Thank you very much for inviting me to Cluj. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat la Cluj. Catholic Action. Acțiunea Catolică. And Kurt Ruther, whom I met today, and all the people who prepared this. It takes a lot of work so that all of you know this is happening and had the chance to come here. Codruța Fernea și întreaga echipă care a făcut posibil această seară. Thank you very much to each one of you for spending this evening with me. Mulțumiri fiecăruia dintre dumneavoastră pentru că vă petreceți această seară alături de doamna Kubi. And thank you to Father Titus for translating. Asta o să fie dificil să mulțumesc mie, da? I already know he's doing a perfect job. Romania is in a special situation. România se află într-o situație specială. I heard more about it today. I have been here before. When my book came out in Romanian, I did travel through a few cities in Romania. Când am lansat cartea în limba română, am avut ocazia să călătoresc în mai multe orașe, dar astăzi am avut ocazia să aflu mai multe despre România. But what I heard today is something very special in Romania. Am aflat despre ceva foarte special în România. That people still believe in traditional Christian values. Că oamenii încă mai cred în valorile creștine tradiționale. But there's a difficulty for you to act on it. Dar apare dificultatea de a acționa la acest nivel. And there's this terrible tragedy that Romania is on the second place in the number of abortions. E o mare tragedie că România se află pe locul 2 la numărul de avorturi. The abortions is the plague on the whole planet. E o boală pentru întreaga lume, întreaga planetă. But in the societies I know, there's a propaganda war to tell women you have the freedom of choice. În țara din care vin și în țările pe unde am umblat, există această propagandă de a li se spune femeilor că au libertatea de a alege. But here it seems to be different. Everybody knows it is a crime. Pare a fi diferit în România pentru că toată lumea știe că avortul este o crimă. And yet it is happening. Și cu toate acestea se petrece. And it is a very heavy load on all of our countries. E o mare greutate pentru toate țările noastre. And that I hear I'm coming today after the 40 days of life just finished. Am ajuns chiar la finalul programului 40 de zile pentru viață. There were young people, families fasting, sacrificing, being out at the streets. La care au participat tineri, familii, au postit, s-au rugat în stradă, au luptat pentru viață. Today before I came here in the afternoon I met with 25 or so young people, wonderful young people. Înainte să vin aici m-am întâlnit în această după-amiază cu 25 de tineri minunați. With shining pure faces. Cu fețe curate, strălucitoare. Who put their life energy working for the kingdom of God. This is very encouraging. Care pun energia lor în slujba lui Dumnezeu, lucrând pentru viață. Speaking to you here, I'm in a similar situation than I was in Germany when I started becoming aware of gender ideology. Vă vorbesc așa cum am început să fac și în Germania, atunci când am început să vorbesc despre această teorie gender. I wrote my first book against gender ideology. It's called The Gender Revolution: Relativism in Action. In 2006 it was published. În 2006 a scris prima carte împotriva teoriei gender. And then everybody hearing me speak thought, well, she's exaggerating. This can't be true. Toată lumea a considerat că doamna a exagerat, că nu poate fi adevărat ceea ce a scris dânsa în carte. Now nobody says that. Și astăzi nimeni nu mai spune lucrul acesta. During the last two years, a huge awareness has happened about this ideology, destroying our societies. În ultimii doi ani s-a trezit lumea și înțelege efectul distructiv al acestei ideologii. So what you will hear this evening, you might also feel, oh, she's exaggerating. Probabil o să vi se pare în seara asta că exagerează în ceea ce ne va spune. It won't come into our country. Și că nu se va ajunge la așa ceva în țara noastră. But believe me, it will. Dar credeți-mă, din păcate se va ajunge. It will unless you stand up against it and say no. Se va ajunge dacă nu ne vom ridica și nu vom spune nu. And you have the freedom now.
Avem astăzi libertatea de a spune nu. Communism is over. Adaug eu, teoretic, comunismul e gata. That was my what did you say? Parenthesis. In theory, communism is over. Okay. Yes, but it is over and you can't say no. Okay. I come from beautiful Bavaria. Doamna vine din frumoasa zona a Bavariei. In the south of Germany. În partea de sud a Germaniei. Traditional Bavarian culture, as your traditional culture, emphasizes what it is to be a man or a woman. Tradiția, cultura tradițională din Bavaria, la fel ca și așa cum se întâmplă în cazul culturii noastre tradiționale, subliniază ce înseamnă să fii bărbat sau femeie. By dress, customs and rites. Prin vestimentație, prin tradiții, prin rituri. Thus the culture helps us to become aware of our basic identity to be a man or a woman. Prin urmare, cultura ne ajută să înțelegem identitatea noastră de bărbat sau femeie. There is nothing in between. Nu există ceva între. The program of life is to grow up, to mature into manhood and womanhood. Programul vieții este să crești, să te maturizezi în masculinitate și feminitate. Found a family, become mothers and fathers. Să-ți fondezi o familie, să devii mamă sau tată. And care for the well-being of our children and our society. Și să te îngrijești de binele copiilor și al societății. To fulfill this program successfully does not happen by itself. Bineînțeles că acest program, acest proiect pentru a fi dus așa cum se cuvine la împlinire, nu se întâmplă ex nihilo. God has created us with free will. We are not bound by instinct like the animals. Dumnezeu ne-a creat cu voință liberă, nu suntem legați de instincte așa cum sunt animalele. We can do good and we can do evil. Putem să facem binele, la fel cum putem să facem răul. And the problem is to do good is difficult and to do evil is easy. Așa cum știm, a face binele e mult mai dificil, iar a face răul e ușor. Freedom is essential for us as human beings. Libertatea este esențială pentru noi ca ființe umane. We abhor systems which strangle our freedom of which we have ample experience. Ne opunem sistemelor care ne taie din libertăți pentru că ne violează demnitatea. But do we have total freedom? Dar putem oare să vorbim de libertate totală? Can everybody do what he wants? Oare oricine poate să facă absolut ceea ce dorește? Or is there an order of creation, an ecology of man, a phrase which Pope Benedict XVI coined when he was in the Deutsche Bundestag some years ago? Sau există ordinea creației, sau așa cum zicea Papa Benedict când a fost în Germania, o ecologie a omului. Do we have to respect that ecology as we have in nature? If we want to live in peace on this planet with each other and with nature, yes, oare, we do. Oare trebuie să respectăm această ecologie pentru a nu distruge planeta și a trăi în pace unii cu alții? Da, cu siguranță. We live in a time where the autonomous individual has usurped the place of the creator. Trăim timpuri în care individul a uzurpat locul creatorului. Man uses nature as raw material for profit. Omul folosește natura ca și material de bază în folosul propriu, pentru propriul profit. And now the powerful even begin to use men, the material of men, for profit and for to change man in the way they want. Iar astăzi cei puternici folosesc ființa umană ca material pentru propriul profit. Modern man, under the influence of this ideology of gender, wants to choose whether to be a man or a woman. Omul modern, datorită acestei ideologii gender, își dorește să poată alege să fie bărbat sau să fie femeie. And he wants to be free of any limitations, especially in the way he satisfies his sexual drive. Dorește să fie liber de orice limitare morală, am spune, mai ales la nivelul la care vrea să-și satisfacă impulsurile sexuale. Free from the consequence of procreation. Da, să nu aibă stresul procreierii, da, să fie liber de această consecință a actului sexual. Free from commitment to marriage, just live together, why not? Omul își dorește să trăiască împreună cu partenera, partenerul, fără a fi constrâns de căsătorie. Free in the choice of sex partners, be it a man or a woman or both. Să fie liber să-și aleagă partenerii sexuali, fie că e vorba de bărbat, de femeie sau, în anumite cazuri, de amândoi. Not to accept any biological or moral limitations is considered as freedom. Astăzi libertatea este înțeleasă ca fiind
lipsa acceptării oricăror limitări biologice și morale. But this kind of freedom in reality leads into sexual slavery. Dar de fapt această libertate nu duce altundeva decât într-o sclavie sexuală. The breakdown of the family. În distrugerea familiei. Social chaos. În haos social. The degeneration of society. În degenerarea societății. The demographic crisis. În criza demografică. And a new totalitarianism. Și într-un sistem totalitar nou. The name of this historically unique ideology is genderism. Numele acestei ideologii unice istoric e genderism. This ideology is a global assault on the person, the family and our societies. E un atac direct împotriva persoanei, familiei și societății. It destroys freedom in the name of freedom as the subtitle of my book. Și așa cum spune un subtitlu din cartea doamnei Kubi, distruge libertatea în numele libertății. This new concept of autonomous man is radically opposed to the Judeo-Christian concept of man as revealed in the Bible. Acest nou concept de om autonom se opune în mod radical conceptului de om din tradiția iudeo-creștină, așa cum Sfânta Scriptură îl revelează. So God, Dumnezeu a creat pe om după chipul și asemănarea sa, bărbat și femeie a creat pe ei, Geneza capitolul 1, versetul 27. This is the highest possible image of man. E cea mai înaltă imagine posibilă a omului. It is the reason for the inviolable dignity of man. E motivul pentru demnitatea inviolabilă a omului. A concept that has found its way into the constitutions of the Western world. Un concept care și-a găsit loc în constituțiile democrațiilor occidentale. It is at the root of the magnificent European culture. Stă la rădăcina culturii europene minunate. With its unparalleled contributions to humanity. Cu contribuții nemai atinse pentru umanitate. This culture is built on marriage and family. Această cultură este construită pe căsătorie și familie. To contain sex within the vessel of marriage was the revolutionary contribution of the chosen people of God a few thousand years ago. A pune relația sexuală în cadrul căsătoriei a reprezentat contribuția revoluționară a poporului ales al lui Dumnezeu în ultimele mii de ani. It laid the foundation of the family and the development of Western civilization. A condus la zidirea familiei și la dezvoltarea civilizației occidentale. Anybody who lives like this today, that is, contains sex within the vessel of marriage, oricine is also care, making a revolutionary contribution to this hypersexualized society. Oricine trăiește astfel astăzi, respectiv pune sexualitatea în cadrul căsătoriei, aduce o contribuție revoluționară într-o societate care este hipersexualizată. It is not backward, it is not medieval. It is a revolutionary contribution to the future. E de fapt o contribuție spre viitor. Nobody can change the binary structure of our human existence as man or woman. Nimeni nu poate să schimbe structura binară a existenței noastre umane ca bărbați și femei. All you can do is wreak havoc in our fragile social structures. Tot ceea ce poți să faci este să aduci haosul în structurile sociale fragile. If you proclaim against all reason that one sex is a matter of choice, then anything goes in the way of sexual activity. Dacă proclami, în ciuda oricărui element rațional, că sexualitatea unei persoane e o chestiune de alegere, totul e îndreptat astfel spre activitatea sexuală. But we know procreation needs a man and a woman. Dar știm foarte clar, procreerea are nevoie de un bărbat și o femeie. And children need a stable family to grow up well. Copiii au nevoie de o familie stabilă ca să poată să crească sănătos. Every single child, every person in this room wish that their parents stay together in love. Orice copil, orice persoană din această sală și-ar dori ca părinții să stea împreună în iubire. And every person in this room has this longing for love in their heart. Fiecare dintre noi are această dorință de iubire în inimile sale. But we create a society which makes the fulfillment of this longing more and more difficult. Din păcate, societatea în care trăim face această dorință a noastră să fie din ce în ce mai imposibil de realizat.
When I speak of love, I don't mean sexual attraction. Când vorbesc despre iubire, nu mă refer la atracția sexuală. I mean what everybody says when in love, if you ever have been in love, this is what your heart says, you and only you and you forever. Dar știți, dacă ați fost vreodată îndrăgostiți, că atunci când vorbiți despre celălalt, e un sentiment unic și exclusiv față de acea persoană. Should we throw this ideal away just because it is difficult to reach? Oare ar trebui să dăm deoparte această idee tocmai pentru că e dificil de realizat, de atins? No Olympic medals because it is difficult to attain them? Să nu mai umblăm după medalii olimpice pentru că e dificil de obținut? Is there anything in life which does not cost effort to achieve? Oare este ceva în viața asta care poate fi atins fără sudoare, care nu necesită eforturi? In the 70s, the Western world began to legalize the killing of the unborn child step by step. În anii 70, în lumea occidentală, a început legalizarea omorârii copiilor, pas cu pas. Then in the 1990s, after the fall of communism, the sexual revolution had free way to enter Eastern Europe. În 1990, în anii 90, după ce a căzut comunismul, revoluția sexuală a găsit o poartă deschisă ca să vină și în zona noastră. Both cultures took over the worst features of the other side. Ambele culturi au luat cele mai urâte părți din tabăra adversă. The West implemented abortion, formerly only practiced in communist countries, and the East allowed the sexual revolution to invade your culture. În Occident a fost implementat avortul, în mod normal practicat, zice doamna, în țările comuniste, iar cei din Est au permis revoluției sexuale să invadeze cultura orientală. Since the turn of the century, another detrimental feature of communist culture has been implemented in the West, which we always thought, well, this is communists doing this, but we of course don't do this, taking babies and small children away from their mothers to be brought up in collective institutions. De la începutul secolului, o altă trăsătură negativă a culturii comuniste a fost implementată în Vest, și anume a lua copiii și bebelușii, i-ai duce departe de mamele lor și a-i crește în instituții de stat colective. Brain research and psychological research shows with no doubt that this is detrimental to children, it happens anyway. Cercetările făcute de specialiști în acest domeniu au arătat că această idee a fost categoric negativă pentru cei implicați în proces. The breakthrough of the sexual revolution happened in 1968. În 1968 vorbim de deschiderea, da, de explozia revoluției sexuale. At the time I was a student at the Free University of Berlin studying sociology. Pe vremea aceea doamna Kubi studia sociologia la Universitatea Liberă din Berlin. For the young people, let us just tell me what life was like before that sexual revolution set in. Să vă spun cum a fost viața înainte de inițierea acestei revoluții sexuale. Divorce was rare. Divorțurile erau rare. The woman movement had, thank God, achieved equal rights, but had not yet demolished male authority. Femeile au obținut drepturi egale cu bărbații, dar, mulțumim lui Dumnezeu, n-au demolat autoritatea bărbaților. Father and mother were still clearly defined, and marriage and family were anchored in society by religion, education, social sanctions and laws. Mama și tata aveau roluri bine definite, da? Iar căsătoria și familia erau ancorate în societate prin intermediul religiei, educației, sancțiunilor sociale și legilor. The state had no strategies to change these roles by political action as today. Statul nu avea, ca și astăzi, strategii de a schimba aceste roluri prin intermediul acțiunilor politice. Education was considered a way of teaching the child the treasures and skills of our culture and virtues. Educația a fost considerată modul de a învăța pe copii, de a ajuta să asume bogățiile și talentele culturii și virtuților. And virtues, that's sort of out of the picture in our culture anyway.
virtuțile care astăzi, din păcate, au dispărut din cultura occidentală. Shielding children from sexuality protected their innocence and their childhood. It is a definition of childhood to have a space, an unsexualized space in the family where you can grow up with lightness and play and learning. Ai proteja pe copii de sexualitate însemna să le aperi inocența, să le aperi copilăria. Cu alte cuvinte, să le oferi un spațiu intim în care nu apărea această idee de sexualitate. Pornography was prohibited by law. Pornografia era interzisă prin lege. All you saw in films was a kiss with closed lips. Maxim ce vedeau într-un film erau că se pupau așa cu buzele închise. And that was only 50 years ago. Și asta se întâmpla acum 50 de ani. Then at the end of the 60s the student rebellion broke out, swept over from California to Europe. La sfârșitul anilor 60, sigur că a izbucnit rebeliunea studenților, adusă din California până în Europa. The aim was to bring down the bourgeois society. Scopul a fost de a da jos de pe firmament societatea burgheză. There were three impulses. Western students adopted communist ideology. Studenții occidentali au adoptat ideologia comunistă. Although a wall cut through Berlin. Deși încă era în picioare pe atunci zidul Berlinului. And Soviet tanks rolled into Prague to suppress the rising of the people for freedom. Iar în timpul lui Dubček, în 1968, tancurile sovietice patrulau prin Praga. The second impulse was radical feminism. They declared war against men, against marriage, against motherhood and fatherhood. O altă sursă. Acum începe ăsta la alții, iertați. O altă sursă a fost feminismul radical, care a declarat război împotriva omului, împotriva căsătoriei, împotriva maternității, împotriva paternității, împotriva copiilor nenăscuți. Thank you very much. Against the unborn child. Well, they declared, the radical feminists declared war against the unborn child. I've said it already. Oh, sorry. The third attack on the Christian foundation of society was so-called sexual liberation. Al treilea atac împotriva fundamentelor creștine ale societății a fost numit libertatea sexuală sau eliberarea sexuală. Sex with men, sex with women or both, sex in front of children, sex with children, sex between children was propagated and practiced as the new liberation. Relații sexuale cu bărbați, cu femei, cu ambele sexe, relații în fața copiilor, relații sexuale cu copiii sau copiii puși să întrețină relații sexuale, toate acestea au fost propagate și practicate, sigur, în atenția mass media. Students were trained academics. They realized they could not bring down the bourgeois society in one go. They started the so-called march through the institutions to the very top. Studenții au înțeles că nu pot să răstoarne această societate burgheză dintr-un prim pas, așa că au început pas cu pas să lupte și să treacă prin instituțiile statului. And become the governing elite in all areas of society. Au devenit elita care a guvernat în toate nivelele societății. University, education, very important. În universități, politics, în educație, în politică. Just gone. Judiciary, media, în mediul judiciar, în media și în instituțiile internaționale. United Nations and European Union. Vorbim de Uniunea Europeană și de Națiunile Unite. What I just described you, what the 68 rebellious students wanted, this is now the agenda of the United Nations and the European Union. Din păcate, ceea ce v-am descris că doreau studenții la sfârșitul anilor 60, e de fapt astăzi agenda Comunității Europene și a Națiunilor Unite. For two decades, the main issue of the cultural battle was to dispose of moral laws and crack marriage as a social vessel of sexuality. Timp de două decenii, scopul a fost să distrugă instituțiile, să distrugă căsătoria. Then in the 1990s, the sexual revolution took another turn. În anii 90, revoluția sexuală a luat o altă turnură. Radical feminism and the homosexual movement merged and gave birth to gender. Această teorie gender s-a născut din feminismul coroborat cu ideologia homosexuală. It is a woman who thought up this ideology. I think it's the first time in the history
of ideas that a woman actually created an ideology which changes the world. O femeie a fost cea care a dat naștere acestei ideologii pe care și-o dorea capabilă să schimbe lumea. It is the US philosopher Judith Butler. Judith Butler, o filozofă americană. A proclaimed lesbian. Sigur, care și-a mărturisit public lesbianismul. And she published her book the title is Gender Trouble: Subversion of Identity in 1990. În 1990 a publicat cartea sa Necazurile sau problemele gender, subminarea identității. Yeah. So that's what she says it in the title. She wants to destroy our identity. De fapt o spune în titlu, vrea să submineze, să distrugă identitatea. She took formulated this crazy mad idea that everybody can choose their gender, their sex. A formulat această idee absolut nebunească că fiecare persoană își poate alege sexul. According to Butler, the gender of a person is nothing but conditioning through society and language and a matter of individual performance. Ea a considerat că genul, sexul unei persoane, nu e altceva decât condiționat prin intermediul societății, a limbii și mai ales la nivelul unei performanțe individuale. The main thing about your identity is not whether you're a man or a woman, but your sexual orientation and your gender identity. Problema nu e că ești bărbat sau femeie, e o chestiune de orientare sexuală. And that is not defined by biology, that is defined by your feelings. Nu e ceea ce definește biologia, ci așa cum definești propriile sentimente. There's a document, it's called Yogyakarta Principles. Look it up on the internet. Yogyakarta is a town in Indonesia. Da, există un document de la Yogyakarta, zice doamna din Filipine, da? Acolo sunt enunțate aceste Indonezia, iertați. Okay. And they formulated a kind of blueprint for the totalitarian change of society according to LGBT standards. Acest document de fapt arată ideile de bază pentru mișcarea LGBT. There you find definitions of sexual orientation and gender identity, these new terms. Orientarea sexuală și identitatea de gen sunt acolo definite. Orientarea sexuală este înțeleasă ca referindu-se la capacitatea fiecărei persoane de a avea atracții sexuale, afecționale și emoționale profunde, precum și relații sexuale și intime cu indivizi de gen diferit sau de același gen sau de mai mult de un singur gen, da? Asta înseamnă orientarea sexuală, iar identitatea de gen sau identitatea de gender este înțeleasă ca fiind ceea ce simte la nivel foarte profund, individual, fiecare dintre noi, chiar dacă acest lucru nu corespunde cu sexul pe care l-am primit de la naștere. So in case you are sort of unsatisfied with being a man and a woman or a woman, dacă nu sunteți mulțumiți că sunteți bărbat sau femeie, go to Facebook and Facebook will offer you 58 gender identities from which you can choose. Mergeți pe Facebook și veți primi 58 de sugestii de ce gen vă puteți alege. It's quite difficult because it's a whole new vocabulary. Don't go to the websites of these things. It's not edifying. Nu intrați pe site-urile acestor ideologii pentru că e greu de definit. Judith Butler teaches at California University, Columbia University and the Swiss University. Această Judith Butler predă la Universitatea din California, la Universitatea din Columbia și la o universitate din Elveția. She's a member of the Rockefeller Foundation, the Guggenheim Foundation. She receives highest awards. Bineînțeles, a primit premii importante și e membră a Fundației Rockefeller și a Fundației Guggenheim. Why is she given that much influence? Oare de ce are atâta influență? Why do the rich and mighty give her the most powerful position to bring her ideology into the world? Oare de ce cei puternici și bogați îi dau atâta importanță și o pun în funcțiile acestea cheie de a răspândi noua ideologie în lume? That question is important. E o întrebare importantă. If we have an answer to this, we know what is happening on this planet. Pentru că dacă avem răspuns la această întrebare, știm ce se întâmplă în lumea în care trăim.
In Germany, we now have 200 professors, nearly all women, who teach the next academic generation that there is no binary structure of man and woman, but gender fluidity. În Germania, la ora actuală, sunt 200 de profesori, marea majoritate femei, care predau în noi generații academice că nu există o structură binară de bărbat sau femeie, ci există o fluiditate de gen. And now we have a global movement battling in every nation of this world that we legalize something, a relationship between same-sex people as marriage. Sigur că la nivel global există o adevărată bătălie, destul de cu multe succese, pentru dreptul uman de a te căsători între persoane același sex, pentru de a adopta copii. Și aici lista pe care ne-o include doamna Kubi este, privește persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale și transsexuale. Socialist equality, next page. Feminist liberation and sexual liberation, the three impulses of the student movement of 68, became the global strategy of a network of global players. Ceea ce a început în 1968, respectiv egalitatea socialistă, libertatea feministă și eliberarea sexuală, au devenit astăzi elemente ale strategiei globale. The United Nations, the European Union, pentru Națiunile Unite, pentru Comunitatea Europeană, International Planned Parenthood Federation, pentru International Planned Parenthood Federation, respectiv all global corporations like Apple, Microsoft, Facebook, toate marile corporații globale, Apple, Microsoft, Facebook, billionaire foundations of individuals like Rockefeller, Bill Gates, George Soros, fundațiile bogate ale unor persoane precum Rockefeller, Bill Gates sau Soros, supported by the mainstream media and entertainment industry, evident, and music industry, of course. Evident susținute de mass media, de industria de entertainment, industria muzicală. They all bring their power to bear to destroy marriage and family. They are unified in this aim. Își unifică puterea lor financiară și politică pentru un singur scop, să distrugă căsătoria și familia. And to force the LGBT agenda onto all nations of this world. Și evident să impună agenda LGBT la toate națiunile și fac o paranteză pentru cei care nu știți, LGBT vine de la lesbian, gay, bisexual și transexual. Da, e prescurtarea pentru toate variațiile astea ciudate. If one sees that and pronounces it, one is accused this is a Verschwörungstheorie, the theory of, what is it? Conspiracy theory, exactly. Yeah. Da, if you say this kind of thing, people say, oh, she's spreading conspiracy theories. How bad, how terrible. Dacă spunem ceea ce tocmai a enunțat dânsa, lumea poate să o acuze că este adepta teoriei conspirației. As soon as somebody accuses you of conspiracy theories, you are out of the dialogue. Dacă ești acuzat deja de conspirații, deja nu mai faci parte din dialog. But you can prove all this. It's no secret. It's open. Dar nu-i nimic secret, totul e deschis, putem să dovedim ceea ce am spus până acum. And recently the email account of George Soros Open Society Foundation was leaked and we have 2500 documents of this man. Tocmai a fost spart emailul lui George Soros și au fost luate 2500 de emailuri cu documente care privesc ceea ce am spus până acum. And it shows that he's financing all this, the LGBT agenda, same-sex marriage. Se arată că el sponsorizează, susține atât agenda LGBT, cât și căsătorii între persoane de același sex. Sexualization of children in school. Sexualizarea copiilor în școli. Migration, open the borders. Migrația, da, deschiderea granițelor. So, it's not a theory, it is reality. Nu e o teorie, e realitatea. A few words to same-sex marriage because you have this battle now in your country. O să spun câteva cuvinte despre căsătoriile între, cu ghilimele de rigoare, între persoanele de același sex, pentru că e un subiect actual în România. It is quite wonderful that in your small country with 20 million less. E minunat că într-o țară ca a noastră, cu sigur mai puțin de 20 de milioane de locuitori, 3 million people signed the petition to have a referendum on this. Peste 3 milioane au semnat referendumul, au semnat dorința să se
organizeze acest referendum care să modifice Constituția. It is very important that Romania wins this battle, not just for Romania, for the whole world, for the whole global battle. E foarte important să câștigăm această bătălie nu doar pentru România, ci pentru întreaga lume. Everyone in this room, you can do something about this. You can tune in with the organizations who are fighting this. Fiecare dintre dumneavoastră prezenți în această sală, vă puteți implica direct și concret ca să susțineți acest referendum. Wherever people are asked in a referendum whether they want same-sex marriage or don't, they reject it and say no, we do not want it because we know what is marriage. Ori în ce țară s-a organizat un astfel de referendum, majoritatea au spus că nu doresc căsătoria între persoane de același sex pentru că ei știu ce înseamnă cu adevărat căsătoria. Only one exception. This is not California. California even rejected it in a referendum. Chiar și California a respins această idee. Avem o singură excepție. The only exception is Ireland. Irlanda. Why? Because one single US American citizen pumped $25 million into that battle. De ce referendumul din Irlanda n-a avut efectul scontat? Pentru că, de exemplu, un singur cetățean american a trimis $25 million ca să susțină campania pro-căsătorie între persoane de același sex. The media, the government, all were on that side of pro-same-sex marriage. Media, guvernul, cu toți erau favorabili căsătoriilor între persoane de același sex. It became dangerous to say you are against it. A devenit periculos să afirm că ești împotriva acestei căsătorii. And just one little information on the side, the man who was in charge of that whole campaign for sex marriage, O'Flaherty is his name. O'Flaherty, un irlandez care a fost în spatele acestei campanii. He's a former priest. E un fost preot, fost preot catolic. And he's now the new director of the Fundamental Rights Agency of the European Union in Vienna. E director acum la could you say that again, the name of that agency? Fundamental Rights Agency. Agenția pentru drepturile fundamentale. It's an European institution which is meant to produce expertise for the European Parliament and the Commission. Da, este o instituție europeană care adună date pentru Parlamentul European, da, face expertize. But in reality it's an agenda, it's a revolutionary institution in this global battle. Dar de fapt este o instituție care luptă în această bătălie, sigur, în favoarea LGBT. We all know what marriage is. Cu toții știm ce înseamnă căsătoria. What it has always been. Ce a fost căsătoria din totdeauna. In all areas of history and in all societies, the unity of a man and a woman who are open to procreate and give life to children. Din totdeauna căsătoria a însemnat legătura dintre un bărbat și o femeie care sunt deschiși spre viață, spre copii, spre nașterea de prunci. But of course, if you can choose your sex, why shouldn't you choose whomever you want to get together? Dar de vreme ce ți se permite să-ți alegi sexul, poți să-ți alegi și cu cine să fii împreună. If you call a frog an eagle, the frog doesn't become an eagle. Dacă numești broasca vultur, sigur că broasca nu devine vultur. It just confuses people who have never seen an eagle. Și reușești doar să semeni confuzie pentru cei care n-au văzut în viața lor un vultur. Same-sex couples cannot become one flesh and cannot procreate. Cuplurile de același sex nu pot deveni un singur trup și nu pot să procreeze. It is considered discrimination to say this obvious fact. Sigur, dacă subliniez acest lucru absolut evident, e considerat că faci un act de discriminare. And what is happening now if same-sex couples want to have marriage and want to procreate, what do they have to do? Dacă cuplurile de același sex vreau să se căsătorească și vreau să procreeze, ce au de făcut? Produce a child like a product. Buy the sperm, buy the egg. Își produc un copil, da, ca orice alt produs, luând spermatozoidul și ovulul din alte surse. Have it fertilized in a laboratory. Recurg la fertilizarea în laborator. You have a human being. Avem o ființă umană. Deep freeze it. Uneori congelată. How would you like the thought that you had been deep freeze because you came to life for cum v-ar plăcea să știți că ați fost congelați pentru câțiva ani înainte de a fi aduși la viață? Transport this deep freeze embryo to some poor woman in some camp in India?
să transporți acest embrion congelat la o femeie săracă de undeva din India. Who's renting out her womb because that is how she can make money. Care își închiriază uterul pentru că e singura modalitate de a face bani. The child grows in her and that woman, the child grows. Copilul, the child hears the heartbeat of the woman. Copilul crește în pântecul acelei femei, simte bătăile inimii. She gives birth. Naște. And there are these two men in front of the door. Take the baby away, pay her money, and now say, now you are yours, and we are man or woman, we are your parents. La ieșire așteaptă doi bărbați care iau copilul, îi dau femeii banii și apoi îi spun copilului, noi suntem părinții tăi. Where have we come to? Unde am ajuns? The dignity of man. Unde e demnitatea omului? A child is a human being. Și copilul este o ființă umană. It has dignity. Are demnitate. It has a right to know its descendants, where it comes from. Are dreptul să-și cunoască descendența, să-și cunoască arborele genealogic. We all want to know where we come from. Cu toții vrem să știm de unde venim. Every child has a right to his or her biological parents. Orice copil are dreptul la părinți biologici. No adult has a right to a child. Niciun adult nu are dreptul de a-și produce un copil. The LGBT movement battles for aims it does not really want. Mișcarea LGBT are niște ținte pe care dorește să le atingă, dar pe care de fapt nu și le dorește. Scientific studies show that about 2% of a population have same-sex attraction. În mod științific s-a dovedit că abia 2% din populație are atracție față de persoanele de același sex. It is not a matter of biology, not a matter of genes. Nu e o chestiune de biologie sau genetică. Nobody is born homosexual. Nimeni nu se naște homosexual. Nobody has chosen it. Nimeni n-a ales-o. Somehow it comes about and there's research that shows how it comes about, but that research is suppressed. Există studii care arată cum apare homosexualitatea, însă aceste studii sunt muțite, dacă vreți, ascunse. Now, 2% of the population feel same-sex attraction. 2% din populație simte atracție față de același sex. We have, I think, something around 40 nations which have legalized same-sex unions and same-sex marriage. În lume sunt în jur de 40 de țări care au legalizat deja căsătoria între persoanele de același sex. It's a severe battle. There's a lot of force behind to have this law. E o adevărată luptă, sunt multe forțe implicate în spatele acestor legi. You would think that these 2% will rush to it to have the to make use of that new legal institution. Și am putea crede că în momentul în care devine legal, acești 2% din populație se grăbesc să beneficieze de drepturile care le sunt oferite prin lege. But only 2% of 2% make use of it. Dar doar 2% din acești 2% cu adevărat folosesc drepturile oferite de noile legi. Isn't that amazing? E șocant. We have this battle all around the globe. Avem and then once luptă, the law is there, they don't make use of it. Avem această luptă extraordinară pe întreaga planetă și după ce legea se dă, nu mai vine lumea să beneficieze de ea. Of course they don't make use of it because the lifestyle is promiscuous. Bineînțeles că nu vreau să folosească această lege pentru că stilul lor de viață este unul promiscu. Let me make one personal remark. Vrea să facă o remarcă personală. What I'm saying is not directed against individuals with same sex attraction or gender dysphoria. Ceea ce spune dânsa nu e direcționat împotriva indivizilor care simt atracție față de persoanele de același sex. There may be people in this room and it's not directed against persons. Pot chiar să fie persoane în această sală și nu vrea să fie agresivă, nu vrea să fie ceva împotriva lor. It is directed against a policy that is out to destroy marriage and family. Dânsa vorbește împotriva politicii care își propune să distrugă căsătoria tradițională, viața de familie. People with same-sex attraction or people who don't know whether they're in the right body have a very difficult life. Evident că aceste persoane care simt atracție față de cei de același sex au o viață cu adevărat dificilă. What they need most is unsexualized friendship. Ei au nevoie, de fapt, de prietenii în care latura sexuală este lăsată la o parte.
This is what they should receive in our churches. Asta trebuie să primească în bisericile noastre, prietenii fără conotație sexuală. So I want to make clear it is not directed against persons. I'm speaking about the global cultural strategy. Nu vorbește împotriva persoanelor, ci vorbește împotriva strategiilor globale. Because our societies need marriage and family, and children need marriage and family. Pentru că societatea noastră are nevoie de căsătorie și familie, pentru că copiii au nevoie de căsătorie și familie. For a long time, people thought that this battle for same-sex marriage is just about the rights of a homosexual minority, but that is an illusion. Multă lume a crezut că toată această bătălie este de fapt pentru drepturile homosexualilor, dar e doar o iluzie. In this movement, there is no never and enough. Sigur că această luptă nu a ajuns niciodată la rezultatele scontate sau nu au fost suficiente aceste rezultate. Last year, the Supreme Court of the United States had this decision to legalize same-sex marriage and force it on the whole country. În America anul trecut, înalta curte de Curtea Supremă de Justiție a legalizat căsătoria între persoane de același sex și dorește să o impună pe tot teritoriul Statelor Unite. With one voice, a majority of one voice, the whole culture, the whole US American culture has changed. Legea aceasta a fost adoptată cu o majoritate de un singur vot și iată cum un singur vot poate să influențeze o schimbare în cultură. Immediately afterwards, this new wave started. We have these words LGBT, yeah? Lesbian, gay, bisexual, transgender, T. And the T started to move. Imediat după această reușită din mișcarea LGBT, acest ultim T, respectiv transgenderul, toată această mișcare a început să se miște. Now in the leading nation of this world we have the bathroom battle, so-called bathroom battle. Știți că există bătălia toaletelor astăzi la nivelul înalt în lume. The Obama administration said schools must accept transgender pupils. În timpul lui Obama, sigur, s-a ajuns la această concluzie, școlile trebuie să aibă toalete transgender. Meaning that if Jack on the next day comes into the class and says now I'm Jackie, the teacher has to treat him as a girl. Adică dacă băiețelul a doua zi vine la școală și spune că nu mai e băiețel, ci e fetiță, învățătoarea, profesoara trebuie să o trateze ca atare. And this child which yesterday was a boy, today says he's a girl, doesn't need a medical diagnosis, nothing, he just says I'm a girl. Evident n-are nevoie de un diagnostic medical, spune sunt fetiță. And he's allowed to use the bathrooms and the shower rooms of the girls. Și evident îi se permite și trebuie să aibă acest drept, nu, să folosească toaletele și dușurile fetelor. It is true, yeah? It is true the Obama administration protects, or it's a problem which doesn't really exist, yeah? It is just created to drown the nation into this idea you can change your sex. Iată ce a reușit să facă administrația Obama, da? Să ducă societatea la nivelul la care crede că poate să-și aleagă, să-și schimbe sexul după cum dorește. 12 American states are suing the government for that. 12 guverne locale din 12 sate doresc să dea în judecată guvernul Americii pentru asta. Sexual education of children. Un subiect care ne privește pe noi ca părinți, sigur, educația sexuală a copiilor. The most revolutionary attack is on children. Cel mai revoluționar atac, cel mai profund este cel împotriva copiilor. A revolutionary movement that wants to create a new man must get hold of the children. Această mișcare revoluționară care vrea să dea naștere noului om, evident trebuie să reformeze, să remodeleze pe copii. You are one of the very few countries which has not introduced sex education into schools. It is great that you have that still protected. Suntem una dintre puținele țări care n-au introdus educația sexuală în școli și e mare lucru și ar trebui să păstrăm această realitate. The programs become more and more radical. Programele devin din ce în ce mai radicale. They say a child has a right to sexuality, you know, 68 children have a right to sex. Ei spun că și copiii au drept la sexualitate. I'm just quoting from a document that's called Standards of Sexuality Education in Europe. Va cita dintr-un document numit Standarde pentru educația sexuală în Europa.
It is issued by an organization which is in charge of the health of this of the population of this globe, the World Health Organization. E un document eliberat de Organizația Mondială a Sănătății. Together with the German state organization, these standards of sexuality education. Împreună cu Agenția de Stat Germană pentru Sănătate. Teach children masturbation in the first age group from 0 to 4. Și ce predau ei? Masturbarea la copii în grupul de vârstă de la 0 la 4 ani. Encourage masturbation in all age groups. Încurajează masturbarea pentru orice grup de vârstă. Acquaint children in kindergarten with different sexual orientations. Please speak to your 4-year-olds about homosexuality, bisexuality, etc. Doresc ca din grădiniță copiii să fie obișnuiți deja cu diferite orientări sexuale. Dissolve gender stereotypes in kindergarten. Doresc să dizolve stereotipurile de gen deja din grădiniță. Give boys princess gowns and makeup cases. Să le dea băieților păpuși și truse de machiaj. And boxing gloves to to girls or boys. Mânuși de box să le dea fetițelor. Give them private corners for sex plays in kindergarten. Să le ofere colțuri private, camere private ca să aibă jocuri sexuale deja din grădiniță. When they come into school, from the very first grade, they are 6 years of age, teach them sexual diversity education. Când intră în școală, la vârsta de 6 ani, începe educația diversității sexuale. That's a term, again, like freedom, tolerance, etc., diversity. Diversity is a fact of creation, this incredible diversity of our creation. Diversitatea, sigur, face parte din creație. Now they say sexual diversity is good. Și acum ei spun că diversitatea sexuală este de fapt bună. And teach children from 6 years onwards that any kind of sexual orientation is fine and they have to accept it and they have to respect it and they can choose from it. Copiii de la 6 ani sunt învățați că orice combinații și permutări sunt posibile, sunt obișnuiți cu ele și trebuie să le accepte. Sex education in Germany used to be a few hours a year. Now it is to be from the very first grade to the last in every subject, in Latin, in math, everywhere sex education, sexual diversity. Pe vremuri, educația sexuală în Germania însemna câteva ore pe an. Astăzi, la absolut orice disciplină se face referire la educația sexuală. You're not allowed to take your children out. N-ai voie să scoți copilul de la clasă. There are some Christian families who tried to do this. The parents went to jail and the children went to the state custody. Unele familii creștine au decis să scoată copiii și părinții au fost duși la închisoare, iar copiii au fost luați din custodia lor. Be sure all this is going to come into your country too. It's să fiți siguri că lucrurile astea se apropie și de România. I just was in Australia. They teach children the safe school program. Doesn't that sound good? Tocmai s-a întors din Australia, unde copiii sunt copiilor le este prezentat safe school. Școala sigură. And they give children 13 different gender identities to choose from. Le dau copiilor 13 identități de gen diferite din care să își aleagă. This is a criminal experiment with children, nothing else. E cu adevărat un experiment criminal cu copiii. It is sexual abuse of children. E un abuz sexual față de copii. Children have a right for their childhood. Copiii au drept la copilărie. A right for their parents, a right for families. Au dreptul la părinți, au dreptul la familie. Let us sum up why gender theory is false, unscientific, detached from reality and full of contradictions. Să repetăm, să concluzionăm de ce această teorie gender e falsă, neștiințifică, detașată, ruptă de realitate și plină de contradicții. Gender theory is a direct attack on the creator and the order of creation. Teoria gender reprezintă un atac direct la adresa creatorului și la adresa ordinii creației. It puts the autonomous individual on the throne of God. Pune individul autonom în locul lui Dumnezeu. Gender theory denies the difference between man and woman, although every single cell of a man is male and every single cell of a woman is female.
Teoria gender neagă diferențele dintre bărbați și femei, deși fiecare celulă a corpului uman este fie masculină, cromozomul XY, fie feminină, cromozomul XX. To deny reality is a denial of reason and truth. A nega realitatea înseamnă a nega rațiunea și adevărul. The commitment to reason and truth is at the heart of Western culture and science. A te folosi de rațiune și de adevăr, a le considera importante, a te dedica lor, stă la baza științei occidentale. Humanity falls back into a pre-scientific era. Pentru că umanitatea provine dintr-o eră de dinainte de era științei. Heterosexuality is a condition of human existence. Heterosexualitatea e o condiție a existenței umane. Of marriage and family. A căsătoriei și familiei. Homosexuality is not. În timp ce homosexualitatea nu e o condiție. The state should be in favor of ways of sexuality which sustain life and family and not in favor of ways of sexuality which do not. În mod normal, statul ar trebui să susțină variațiile acestea sexuale care sunt în favoarea, care stau în spatele familiei și nu în defavoarea ei. Gender theory says there's gender fluidity, you can change your gender. Teoria gender spune că există această fluiditate de gen, respectiv îți poți alege sexul. But this only goes in one direction, from heterosexuality to homosexuality, etc. Dar foarte interesant că nu merge decât într-o singură direcție, de la heterosexual spre homosexual. People who want to change from homosexuality because they suffer from it. Cei care ar vrea să se treacă înapoi de la homosexual pentru că au avut de suferit. So-called ex-gays are persecuted by the lobby. Așa numiți ex-gay sunt persecutați. Se face un lobby împotriva lor. There's a new study which shows that the whole LGBT narrative is wrong. Există studii care arată că întregul discurs LGBT e greșit. The study is called Sexuality and Gender. Un studiu numit Sexualitate și Gen. It is authored by the most eminent professors for psychiatry and medicine in the USA. Their name is Lawrence Meyer and Paul McHugh. E un studiu realizat de două somități în domeniu, Dr. Lawrence Meyer și Dr. Paul McHugh. They say the belief that sexual orientation is an innate biological fixed human property, that people are born that way, is not supported by scientific evidence. Credința că orientarea sexuală este înnăscută, e o proprietate umană fixată biologic, că oamenii sunt născuți în modul acesta, nu este susținută de datele științifice. When children feel uncomfortable, say a little boy says, well, I would like to be a girl, or the other way around, normally they grow out of this what is called gender dysphoria. În momentul în care un băiat spune că nu se simte confortabil în trupul său și că ar vrea să fie fetiță, sigur, asta face parte din gender dysphoria. Third point, non-heterosexual and transgender people have higher rates and mental health problems. Higher rates of mental health problems, anxiety, depression, suicide. Persoanele non-heterosexuale și transgender au o rată foarte mare de probleme de sănătate mentală. Și aici includem anxietate, depresie, suicid. As well as behavioral social problems, substance abuse, intimate partner violence. Precum și probleme sociale și de comportament. Abuz de substanțe, violență la nivel intim cu partenerul. Discrimination alone does not account for that disparity. Doar discriminarea nu creează această disparitate. That is social science. Aici vorbim despre științele sociale. That is not discrimination. Nu vorbim de discriminare. The European Union fought a very successful battle against smoking. You know what is on cigarette packages now. Comunitatea europeană a dus o bătălie serioasă împotriva fumatului și știți ce apare astăzi pe pachetele de țigări? Is that discrimination of smokers or is it an act of love in a way if you tell people if you go on doing this it is dangerous for you? Oare e discriminare sau este un act de iubire faptul că le spui oamenilor dacă continui îți faci rău? But you should know what you are doing. Evident, trebuie să fii conștient de ceea ce faci. And our culture is suppressing information, scientific information about the risk of this kind of behavior.
Evident că societatea suprimă informațiile de calitate la acest nivel. What are the cultural methods of this revolution? Să vedem care sunt metodele culturale ale acestei revoluții. It is a sophisticated process of social engineering. Vorbim de un proces sofisticat de inginerie socială. On all levels of society. La toate nivelele societății. International, national law. Legi internaționale și naționale. Change of language. Schimbarea termenilor. Change of school and university curricula. Se modifică curricula din școli și universități. Gender training for professionals on all levels. Antrenament, pregătire de gender pentru profesioniști la toate nivelele. Even in theology in Germany, I know a professor very well educated who wanted to have a chair of professor. They asked him, "Are you a gender specialist?" As theologian. Chiar și la nivel de teologie cunoaște o înaltă față bisericească care a pus problema atunci când a avut nevoie de un nou profesor, l-a întrebat dacă este specialist în domeniul acesta de gender. The methods, one of the methods is the manipulation of studies and statistics. Sigur, una dintre metode este manipularea studiilor și statisticii. Media campaigns. Campanii mass media. The global epidemic of pornography. Epidemia mondială a pornografiei. Sort of infiltrating into the church. Infiltrarea în biserică. Demonstrations of obscenity in the capitals of this world called Christopher Street Day. Ați văzut paradele de pe stradă care nu sunt altceva decât demonstrații de obscenitate în capitalele din lumea întreagă. And as I said, sexualization of children and youth by the force of state. Și cel mai rău, sexualizarea copiilor și tineretului prin intermediul statului. Money flows in abundance from the United Nations and the European Union. Banii, bineînțeles, curg cu nemiluita din partea Națiunilor Unite, din partea comunității europene. From national governments, global foundations. Din partea guvernelor naționale, a fundațiilor. Finance this revolution. Toată lumea finanțează această revoluție sexuală globală. In every society, every nation, there are sexual minorities. Sigur că în orice societate au existat minoritățile sexuale. They are trained. Dar ele sunt pregătite. They are funded. Primesc fonduri. They get organizational support. Primesc susținere la nivel organizațional din partea comunității europene. Și chiar și ajutor juridic. They are supplied with toolkits, like from the Foreign Ministry of the United States. They give toolkits to their embassies how to change a culture. Primesc documentele de bază, dacă vreți, un fel de truse de ajutor, cum să-și ducă la îndeplinire proiectul. If you have enough money, you can buy anything, you can buy even a social movement. Dacă ai suficient bani, poți să cumperi orice, chiar și o mișcare socială. A new totalitarianism is in the making. Se desfășoară acum un nou sistem totalitar. Strategic implementation is going on behind the scenes. Sigur că implementarea strategică are loc în spatele scenei, în spatele a ceea ce vedem noi. Hidden from the eyes of the demos, the very people who are supposed to legitimate the power in a democracy. Nu e pentru ochii plebei, nu e pentru ochii poporului, de fapt poporul care susține democrația. New laws have been created to limit the freedom of those who refuse to obey the new commandments. Au fost date noi legi create pentru a limita libertatea celor care refuză să se supună noilor porunci, noilor legi. Anti-discrimination laws. Sunt legile împotriva discriminării. Equal treatment laws. Legi pentru a fi tratate egal persoanele. Hate speech laws. Legi împotriva limbajului urii. Bans on homophobia, a new term. Și sigur, interziceri pentru homofobi. Basic democratic freedoms are at stake. Sunt aici în risc, puse în risc sau în discuție, libertățile democratice de bază. And there are already lawsuits in many countries on these areas, the freedom of religion. Sunt deja procese pe rol în multe țări vis-a-vis de libertatea de exprimare religioasă. The freedom of conscience. Libertatea de conștiință.
Like, do doctors and midwives have to perform abortions, or can they say no, my conscience does not allow me? Așa cum se întâmplă cu doctorii sau moașele care refuză să procure avortul pentru că conștiința lor le interzice lucrul acesta. Freedom of speech. Libertatea de exprimare. That I can say all this shows we still have some freedom of speech. Faptul că dânsa poate să ne țină această conferință în această seară arată că mai există încă libertatea de exprimare. But if I had a position in a university, in a media institution, in a school, I certainly would lose my job if I spoke like this. And I can only do it because I don't have any position. Dar dacă ar fi avut o poziție într-o școală, dacă ar fi avut un serviciu într-o școală sau universitate în Occident, pentru faptul că ne spune lucrurile acestea, și-ar fi pierdut serviciu, și zice că tocmai pentru că n-are astfel de obligații, poate să țină aceste conferințe. The freedom of business. Libertatea de afacere. We have a lawsuit that bakers didn't want to put on the cake for the same-sex marriage. We are for same-sex marriage. They says no, we can bake the cake, but we cannot put this on the cake because we are Christians. They lost the case. Cofetari creștini care n-au fost de acord să scrie mesaje pro-homosexuale pe torturile pentru nunțile respective au fost dați în judecată și bineînțeles că au pierdut acest proces. Hundreds and hundreds of cases we have now. It's the cultural battle where these democratic freedoms are at stake. Sunt deja sute de cazuri care arată că aceste drepturi democratice sunt puse în mare primejdie. And don't think this battle just has to do with minorities. It affects every single person in this room. Să nu credeți că e vorba doar de minorități. Ne afectează pe fiecare dintre noi prezenți în această sală. All the young people who want to have families, who have a future in front of them, it will affect you. And there's just one possibility: stand up against it. Tinerii care doresc în viitor să-și întemeieze familii, cu siguranță vor fi afectați și e, prin urmare, important să ia atitudine. Then we have to face that we go against the mainstream and might be rejected. In our social environment. Înțelegem că notăm împotriva curentului și s-ar putea la un moment dat să fim respinși. You know this term, we have to speak politically correct. Știți termenul acesta de a vorbi corect din punct de vedere politic? If you don't do it, you are faced with social ostracism. Dacă nu faci lucrul acesta, poți fi ostracizat din punct de vedere social. Name calling and stigmatization. Da, poți fi stigmatizat, ți se pot pune etichete. Fundamentalist, sexist, bigot. Considerat fundamentalist, fariseu și așa mai departe. Instead of rational debate, you are stigmatized. Da, nu se face o dezbatere rațională, ci ești stigmatizat, etichetat. You are excluded from the public discourse. Exclus din discursul public. You might not be able to go on a career as under communism. Sau e foarte posibil să nu poți urma o carieră, așa cum s-a întâmplat și în comunism. Media campaigns might be launched against you if you are, let's say, a high-ranking position, if you are a politician or a bishop, and you say things like this. Dacă ești persoană publică, se poate iniția o campanie media împotriva ta. And there's, of course, disruption of events and physical violence beginning. Pot să apară tot felul de evenimente negative, se poate ajunge până la violență fizică. And I can give you examples for all this from my own experience. Și ne poate da exemple din propria experiență dânsei. The big question is, why is all this happening? Întrebarea, de ce se întâmplă toate acestea? In whose interest is it? În al cărui interes se întâmplă toate acestea? Who profits from it? Cine profită din toate acestea? What we see happening is the destruction of everything that gives identity to a person and thus makes the person strong. Suntem marturii distrugerii oricărui lucru care ne dă identitate nouă ca persoană și care ne face puternici. Religion, family, nation. Religia, familia și națiunea. If I know who I am, I'm strong. Dacă știu cine sunt, atunci sunt puternic. If I don't know who I am, I'm weak. Dacă nu știu cine sunt, atunci sunt slab. I've stopped to believe that all this which we see happening is a side effect. Actually, the people want something good and this is a side effect. Să nu credeți că e vorba doar de efecte secundare, că lumea a urmărit ceva și din întâmplare au apărut aceste efecte secundare.
the people who are pushing all this in the nations of this world, I think this is exactly what they want. De fapt, cei care stau în spatele acestor mișcări au avut tocmai aceste intenții, aceste scopuri. Destroy the identity of man. Să distrugă identitatea omului. Because it makes him weak. Pentru că îl va face astfel mai slab. And to reduce world population. Și evident reducerea numărului de oameni, reducerea populației. All these policies and strategies have this effect of reducing population. Toate aceste strategii, toate aceste politici au ca efect reducerea populației. And they have the effect of making people weak. Și sigur, efectul e că mulți sunt slabi sau in a world where the scissors, do you say that the breach between the rich and poor becomes bigger and bigger? Da, cu cât distanța dintre bogați și săraci devine mai mare. The rich have an interest in having weak masses opposite them. Evident, cei bogați au interesul direct ca cei din partea opusă să fie slabi. That's good news. Dar avem și vești bune. There are movements of resistance are rising up everywhere. Mișcarea de rezistență se ridică. We have in some countries in Europe we have a big change from the left of a communist government to a conservative government, like in Hungary and Poland. În Ungaria, în Polonia vedem că se trece de la zona de stânga spre un guvern mai conservator. The media and the European Union go crazy about it. Evident că mass media și comunitatea europeană au nebunit când au văzut aceste realități. New conservative parties are rising up everywhere. Noi partide conservatoare se ridică peste tot. Wild attacks on these new conservative parties like the Alternative für Deutschland in Germany. Și clar apar atacuri violente la adresa lor, așa cum s-a întâmplat cu un partid din Germania, Alternativă pentru Germania. There are mass demonstrations in many countries against same-sex marriage. The first one was in Paris and France, Manif pour tous. Și am fost martorii demonstrațiilor foarte mari în lume împotriva căsătorilor între persoane de același sex, cum am văzut la Paris. Millions of people on the streets. Milioane de oameni ieșiți în stradă. The socialist government couldn't care less, they pulled it through. Sigur că n-a interesat prea mult pe guvernul socialist. Same thing in Italy, millions of people on the streets in Rome this year. La fel s-a întâmplat la Roma anul acesta. Same-sex marriage was legalized. Și sigur că n-a schimbat decizia guvernului de a legaliza căsătoriile între persoanele de același sex. Just recently in October in Mexico, 1.5 million on the street against same-sex marriage. Recent în Mexic au ieșit în stradă 1,5 milioane de oameni. They postponed it. Dar a fost amânată asumarea deciziei, luarea deciziei de legalizare a căsătoriilor între persoane de același sex. Successful referendums, I already spoke about it, to define marriage in the Constitution as the union between one man and one woman. O altă variantă de a lupta pentru drepturile noastre și pentru valorile noastre înseamnă referendumurile care pot să aibă succes și care definesc căsătoria în Constituție ca fiind uniunea între un bărbat și o femeie. It is important that Romania wins this battle. Și e important ca România să câștige această luptă. Not only for your country, for the whole world. Nu doar pentru țara noastră, ci pentru lumea întreagă. And if you go out of this talk tonight and say I will put my strength into this, I will be very happy that I've been in your country. Și dacă mergem acasă hotărâți să ne implicăm în această luptă, o facem fericită pe doamna Kubi. Every step of resistance is important. E important fiecare pas în rezistență. We fight for the dignity of man and the freedom of our societies. Luptăm de fapt pentru demnitatea omului și pentru libertatea societății. Irrespective of our human calculation whether we will win that war. Lăsând deoparte calculele noastre umane dacă vom învinge sau vom pierde această bătălie. Later generations will be proud of us if we have fought the war, whether we win it or not. Cei care vor veni după noi vor fi mândri de noi pentru că am luptat lupta cea bună, chiar dacă am câștigat sau chiar dacă am pierdut. What does David say when he goes into battle against Goliath? Ce spune David când merge la luptă împotriva lui Goliath? The battle belongs to the Lord. Lupta e a Domnului. I've loaded you with a huge amount of bad news.
Și v-am furnizat, v-am hrănit, v-am umflat cu o grămadă de vești triste. How can we bear this? Cum putem să ducem această povară? How can we live in this world positively, joyfully and with hope? Cum să mai trăim în lume pozitivi, bucuroși și cu speranță? I suppose most people in this hall who have come today believe in God. Cred că majoritatea celor prezenți aici cred în Dumnezeu. With the different religions, how we do that? Sigur, de diverse confesiuni. I've seen a few churches for a few moments today. I only arrived today. Am ajuns doar astăzi, așa că am văzut doar câteva biserici pentru câteva momente. Of your beautiful churches. Câteva dintre bisericile frumoase de aici din Cluj. I believe that all of you treasure families. Cred că pentru fiecare dintre noi familia e importantă. Care for your kids. Că aveți grijă de copii. Hold on to moral standards. Că păstrați aproape de inimă valorile și standardele morale. At least in theory. Măcar în teorie. Treasure the traditions of your nation. Că pentru voi tradițiile națiunii sunt importante, sunt comori. There are millions and millions of people like us. Sunt milioane și milioane de oameni ca și noi. We are no doubt the vast majority on this planet. Fără dubiu suntem marea majoritate în această lume. Do we believe that God is still in command of his creation? Mai credem că Dumnezeu e puternic și comandă creația sa? Do we believe that he is preparing a new creation in the midst of the seeming victory of evil? Credem că el pregătește o nouă creație în mijlocul acestei aparente victorii a celui rău? We are not unprepared for what is happening. Nu suntem nepregătiți pentru ceea ce se întâmplă. Jesus told us very clearly. Iisus ne-a avertizat în mod foarte clar. The revelation of St. John tells us very clearly. Apocalipsa lui Ioan ne spune același lucru. We know that the end of the story of humanity will be good, will be the triumph of Jesus. Știm că la sfârșitul istoriei lucrurile bune se vor întâmpla, va fi triumful lui Isus. It is not fashionable to speak about Jesus Christ in audiences like this. Sigur că nu e foarte la modă să vorbești despre Iisus Hristos în fața unei audiențe. Normally you hide your face. You let it see a little bit, but you don't speak very openly about it. Lași așa un pic să se priceapă, dar nu vorbești în mod deschis. I have to speak about Jesus Christ because I have nothing else to tell you. Vreau să vă vorbesc despre Iisus Hristos pentru că n-am nimic altceva despre care să vă vorbesc. I told you all this very, very severe load which is on this planet now. Sorry, until? I spoke about all these negative things. A vorbit despre toate aceste lucruri negative. Yeah, and it can make you really how am I going to live? How are we going to live in this? The young people, yeah, you have your life in front of you. Da, tineretul poate să zică viața în fața noastră, cum vom putea trăi cu toate aceste nebunii? So I must speak about Jesus Christ because I have nothing else to tell you. Prin urmare, trebuie să vă vorbesc despre Iisus Hristos pentru că nu am altceva să vă spun. He is the source of our hope. El este izvorul speranței noastre. It is undestroyable, the source of hope. E sursa care nu poate să fie distrusă. And he said us, he has given us, he has told us what is happening. We know it's, and he says, richtet euch auf und erhebt eure Haupte. Straighten up and lift your head. Da, îndreptați-vă, ridicați capetele voastre, ne-a spus, ne-a avertizat. You know it in the biblical version when you see all this happening, erect yourself and lift your head. Când veți vedea toate acestea întâmplându-se, ridicați-vă și ridicați frunțile voastre. So what does this mean? What do we do? Ce înseamnă aceasta? Ce trebuie să facem? If we look at the path the world has taken to bring about a culture of death, we have to go to the opposite way to build a culture of life. Că privim în urmă, lumea ne oferă o cultură a morții, prin urmare noi va trebui să luptăm pentru cultura vieții. Western culture has fallen away from God and put the autonomous individual on the throne of God. Cultura occidentală s-a îndepărtat de Dumnezeu și vrea să-l pună și l-a pus pe individ pe tronul lui Dumnezeu. So what do we have to do? Ce avem noi de făcut? Let God be the God of our life. Să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeul vieții noastre. Let us give our life to God. Și să dăruim viețile noastre Domnului. Western society has drowned itself
and demoralize sexuality, thus destroying marriage and family. Cultura occidentală s-a secătuit, implicându-se într-o sexualitate lipsită de moralitate și astfel a distrus căsătoria și familia. What do we have to do? Ce avem noi de făcut? Rediscover chastity for ourselves and contain sexuality in marriage. Noi avem de redescoperit castitatea și trebuie să punem sexualitatea în vasul căsătoriei. Thus we create the space for enduring love and a happy family. Și astfel vom crea loc și spațiu pentru o iubire îndurătoare și pentru o familie fericită. Radical feminism has debased and disempowered men. Sigur că feminismul radical a privat pe bărbat de fundament, de putere. It has debased and disempowered mothers and killed millions of unborn children. A privat mamele de putere și a omorât milioane de copii nenăscuți. What do we have to do? Ce avem noi de făcut? Become true men and true women, true fathers and true mothers. Să devenim bărbați și femei adevărate, adevărați tați și adevărate mame. And rejoice in the complementarity of man and woman. Să ne bucurăm de diferențele dintre noi, de complementaritatea dintre bărbați și femei. Give life and protect life. Să dăruim viață și să protejăm viața. Christians have become unsure and timid of their faith. What do we have to do? Creștinii au devenit nesiguri și timizi vis-a-vis de credința lor. Ce avem de făcut? Live our faith and confess it proudly. Să ne trăim credința și să o mărturisim cu mândrie. Christians are called to be the salt and the light of the world. Creștinii sunt chemați să fie sarea și lumina lumii. The culture swamps us with sex and crime and destructive human relationships sold to us as entertainment. Cultura actuală ne asfixiază cu sex, cu crime, cu relații umane destructive care ne sunt vândute ca entertainment, ca distracție. What do we have to do? Ce avem noi de făcut? Quit entertainment that pulls you down. Să renunțăm la această distracție care ne trage înapoi. Protect your family and children. Să ne protejăm familiile și copiii. Get good nourishment for your mind and your heart that lifts you up and makes up and makes you strong and inspires you. Să găsim mâncare bună pentru minte, pentru inimă, ceea ce ne ridică și ne inspiră. And I must say a few more sentences about pornography. Vreau să mai spun câteva propoziții despre pornografie. It is a multi-billion business, a global plague that literally destroys, uses up hundreds and thousands of women who do it. Evident, este o industrie mult de o grămadă de milioane, da, o boală la nivel global care efectiv distruge, folosește sute și mii de femei și multe dintre ele vin din România. Men, you said it. These women could be your sister or your daughter. Aceste femei pot să fie surorile sau fiicele dumneavoastră. Pornography creates physical addiction. It changes your brain like heroin or other substances. Pornografia creează dependență fizică, da? Distruge creierul, formează anumite tipare comportamentale. It isolates the user. Te izolează ca și consumator. Destroys marriage and family. Distruge căsătoria și familia. Leads into criminal sexual abuse. Conduce la abuz sexual. The images stick in your mind and cannot be eliminated even when a person has stopped using pornography for many years. Imaginile se înregistrează în creier și revin chiar și atunci când consumatorul s-a oprit deja de ani de zile să mai consume pornografie. It is such a widespread epidemic that it is impossible that in this room are not people who are into pornography. E atât de răspândită încât ar fi imposibil să spunem că în această cameră nu sunt persoane care consumă, care nu sunt implicate în pornografie. There's only one thing I can say to you. Un singur lucru vă pot spune. Stop it now. Opriți-vă acum. No totalitarian dictatorship can keep us from living the good life. Nicio dictatură totalitară nu ne poate opri să trăim viața cea bună. If we do, our eyes will open. Dacă facem lucrul acesta, ochii ni se vor deschide. We will see clearly.
Vom vedea limpede. And we will be able to act, to do something about it. Și vom fi capabili să acționăm, să facem ceva. God will show us what to do if we ask. Dacă cerem, Domnul ne va arăta ce avem de făcut. If we speak with God, that is called prayer. Dacă vorbim cu Dumnezeu, lucrul acesta se numește rugăciune. Expected that you get an answer, you will. Și evident, trebuie să așteptăm un răspuns pentru că o să vină. You will know how to use the gifts you have for the kingdom of God. Veți ști cum să folosiți talanții și darurile pentru împărăția Domnului. How to save yourself? Cum să vă mântuiți pe voi? Your family? Familia voastră? Your nation? Și națiunea. The enemies of truth and love are strong. Dușmanii iubirii și adevărului sunt puternici. But reason, nature and God are stronger. Dar rațiunea, natura și Dumnezeu sunt mai puternici. Thank you very much for your attention. Mulțumesc pentru atenție.